Expoziția se constituie într-o acțiune cultural educativă pentru toate categoriile de vizitatori, dar îndeoseb pentru tineri cărora muzeul încearcă să le trezească interesul pentru istoria îndelungată a Pământului. Materialul prezentat în expoziție aparține colecției de paleontologia Muzeului de Științele Naturii din Suceava și este format din fragmente de roci ce conțin impresiuni foliare și fragmente de lemn pietrificat care au existat în paleozoic, mezozoic și neozoic pe teritoriul țării noastre. Aceste mărturii în piatră constituie o importantă bază în cercetarea florei actuale. Programul de vizitare este de marți până duminică între orele 9: 17.